Activiști și susținători ai Partidului Renaștere au organizat un protest în fața Procuraturii Anticorupție. Manifestanții și-au exprimat solidaritatea și sprijinul pentru Natalia Parasca și Iurie Vitneanschi, care au fost citați la audieri. Protestatarii se opun, cităm, presiunii asupra opoziției. Autoritățile nu au comentat încă declarațiile participanților la protest. După audieri, cei doi politicieni au declarat că nu există dovezi ale vinovățiilor și că vor cere eliberarea din arest preventiv a colegilor Alexandru Nesterovski și Irina Lozovan. Potrivit participanților la mitingul organizat în susținerea Nataliei Parasca și Iurii Vitneanschi, autoritățile încearcă să facă presiuni și să intimideze membrii Partidului Renaștere. După interogatoriu, Natalia Parasca și Iurii Vitneanschi au ieșit la protestatari și au declarat că procurorii nu au nicio dovadă a vinovăției membrilor formațiunii politice pe care o reprezintă. Am înțeles că absolut pe niciun membru al Partidului Renaștere, nici pe Nesterovski, nici pe Lozovan, nici pe Natalia Parasca, nici pe Iurie Vitneanschi, absolut pe nimeni, nu sunt absolut nicio dovadă. Este un dosar politic, noi mergem să lucrăm și noi mergem să învingem mai departe. Nu au o bază normală de dovezi, nu au nimic ce să ne poată incrimina. Prin urmare, vom cere eliberarea și a lui Nesterovski și anularea arestului la domiciliu pentru Irina Lozovan. Orizont TV a solicitat o reacție la declarațiile protestatarilor de la Centrul Național Anticorupție și Procuratura Anticorupție. Dar până la momentul editării acestui reportaj nu am primit niciun răspuns. Anterior, șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, a declarat că anchetatorii au confirmarea participării deputaților reținuți la activități criminale, inclusiv înregistrările convorbirilor telefonice. Dragalin a afirmat că ancheta are probe că Alexandru Nesterovski a primit bani de la Ilan Șor atât pentru părăsirea fracțiunii în care era membru, cât și pentru crearea unei noi formațiuni politice, dar și salariul lunar. În plus, potrivit lui Dragalin, Procuratura Anticorupție a documentat participarea lui Nesterovski la mituirea unui fost deputat, care trebuia să creeze un partid politic care ar fi acționat în interesul lui Ilan Șor. Orizont TV a solicitat o reacție la opiniile participanților la protest de la reprezentanta Partidului Acțiune și Solidaritate, dar Adriana Vlas a răspuns într-un mesaj că formațiunea politică nu va comenta. Comentând anterior pentru postul nostru de televiziune declarațiile reprezentanților Partidului Renaștere în adresa autorităților pe care le-au acuzat de presiune asupra opoziției, Vlas le-a numit aberații. Ea a subliniat că PAS condamnă cu fermitate fenomene cum ar fi corupția, spălarea banilor, finanțarea ilegală a partidelor politice și că se așteaptă la o decizie finală în toate cazurile. În plus, reprezentanții guvernării au negat în mod repetat orice imixtiune în activitatea forțelor de drept și a justiției. Amintim că deputații Alexandru Nesterovski și Irina Lozovan, care sunt suspectați de corupere pasivă, participare la finanțarea partidului din partea unui grup criminal organizat și spălare de bani în proporții deosebit de mari, au fost reținuți pentru 72 de ore. Ulterior, printr-o decizie a judecătoriei Chișinău, la solicitarea procurorilor, Alexandru Nesterovski a fost arestat pentru 30 de zile, iar Irina Lozovan a fost plasată în arest la domiciliu pentru aceeași perioadă. Ambii deputați au respins acuzațiile ce li se aduc.